ne-am dat seama că eu avem nevoie. Eu am făcut studii, sunt coach spiritual, coach business, social media manager, psihoterapeut. Am făcut multe, multe studii și multe experiențe, dar ceva nu ne ajungea. Ceva lipsea. E ceva într-adevăr o renaștere. E o renaștere. Eu o chem o renaștere. Bine, eu de multe ori spuneam că când veneam întrebată, ok, tu cum stai? Eu foarte bine, eu foarte bine, pe tot locul, pe unde am trecut, pe mine persoanele mă vedeau foarte puternic, foarte determinată, persoana cu mii de soluții, când era ceva probleme în oficiu, veneau imediat la mine că ies să găsească soluția. Da, eu pentru alții găsesc. Dar eu avem mască peste mască. Asta era cel mai dureros, că când închezi ușa, unde ești? Cu cine ești? Tocmai de asta mă întrebam, de ce eu sunt? De ce Bunul Dumnezeu mi-a dat permisiunea ca eu să fiu? De ce eu m-am născut în familia asta? De ce eu am avut viața asta? De ce corpul meu, fiecare centimetru, are un semn? De ce eu am fost violentată? De ce eu am fost furată? De ce eu, 20 de ani a rămas cu un copil în stradă? De ce persoanele care au fost alături toată vremea și-au bătut joc, așa zicem, sau m-au tratat așa cum m-au tratat. De ce? De ce eu fugim toată vremea să ajut pe alții, facem proiecte unul după altul? Când lumea dormea în casă, eu umblam pe stradă cu un grup de persoane să strângă și ei care dormeau pe stradă. De ce? Eu ne-am dat seama că eu fugim după mine. Eu eram în căutarea mea. Eu nu găseam loc. Chiar și când am ajuns să am o casă, am o masă, copii studiați, făcuți, fiecare la casa lor. Eu totdeauna pacea nu ne găsim. Ceva lipsă, ne lipsă ceva. Și eu, cheița și eu am găsit acolo. Eu, cheița asta, am găsit o retragere asta. Din nou vreau să-i fac complimente lui Vadim, la tot grupul care o creat în Cheju. Îl apreciez enorm de mult pentru modul cum a fost creat, strunile care au fost atinse, emoțiile care au fost trăite. E ceva într-adevăr o renaștere. E o renaștere. Eu o chem o renaștere. Și chiar aș îndruma-o la fiecare care dorește să-și găsească acea liniște, acea pace interioară, acel sens a vieții, să se apropie de el. Și la momentul actual eu cunosc acest loc care, într-adevăr, e o pauză care îți dă posibilitatea să te retragi, să nu ai contact cu viața socială, dar să ai contact doar cu tine și cu persoanele care sunt în prejurul tău. Fii deschisă, poți merge acolo. Dacă tu nu-ți permiți, tu ești închis, tu ești blocat și nu-ți permiți nici să simți, nici să auzi, nici să vezi, nici să înțelegi, nu ar fi de dorit. Ar fi de dorit acolo să meargă persoane care într-adevăr vor să dea un sens la viață. Și într-adevăr vor să apropie de ei. E un loc magic. Eu îl recomand cu multă încredere. Și vă spun că experiența mea e de ceva zeci de ani. Eu așa experiență până acum n-am trăit. Și mă închin cu recunoștință pentru toate. La mine s-a întâmplat ceva, eu nu spun diferit, dar mai rar întâlnit. Mai rar întâlnit, deoarece eu am ajuns în viața părinților mei când ei trebuiau să se separe, deoarece tatăl meu a jurat pe numele fratelui meu mai mare că nu o schimba pe mama, dar realitatea așa a fost. El a jurat pe copilul și ala, mă jur că nu-i drept. Și-a plecat de casă 3 km și copilul și-a lăsat unicat. În timp ce ei erau în
zicem, în doliu că omul mormântat și-a făcut, eu am rămas însărcinată cu mine. Practic, ei s-au separat. La 5 luni ea află că e însărcinată cu mine, merge să facă avort, că probabil sunt foarte multe persoane care părinții nu i-au fost dorit sau... E nu reușește, bea pastile, se leagă, face chestii de genul ăsta. În practic, prima ca să mă nasc eu, ea s-a pus înapoi de rușinea lumii, știi cum înainte erau timpurile, că lumea vorbește și chestii mai departe. Eu până la 3 ani nu am vorbit, nu am reacționat, nu, nici nu zâmbem, nici nu plângem, nici absolut nimic. Drept vorbind, eu am fost certificată surdomută, că nu avem nicio reacție absolut. La 3 ani am început să rup cuvinte. Dar cum eu m-am născut și Saman pleit tatălui, n-am mai fost acceptată, zicem așa, da? Eu nu-i dau vina, Doamne ferește, dar toată durerea ei, toată durerea din copilărie, toată frustrarea, era punct de referiment, o zicem, pe mine, cu ce avea, cu ce arunca, la masă să mă așez doar merit și chestii, multe, 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 cum am spus și prima. Mâinile zdigerate că am fost ținută la jer, pedepsă fel de fel cel niș pitimțe nemților. Eu nu înțelegem, eu nu înțelegem, ce nu înțelegem? Eu nu înțelegem privirea și mulțumirea ei după și face tot asta, da? Acum eu pot să-l citesc că tatăl meu mă bătea, mă călca în picioare doar pentru că să o mulțumească pe dânsa ca să fie acceptat în fața ei, da? Dar sămânța porne de la ea. Și tocmai de asta, eu am înțeles, eu am acceptat, eu am mers caut durerea ei, dar în lipsă mergea și vorbeam cu ea și îi spuneam că eu o iubesc, dar ceva în lipsă, nu putem eu să... Eu vorbim că o iubesc, că îi vreau bine, dar în real, eu asta nu simțeam. Eu cum am învățat că să mă ascult pe mine, eu în timp ce vorbim, mă ascultam, asta lipsă. Și îmi pare rău și îmi dădeam seama, ok, eu vreau să ajung la calitatea asta de viață, dar eu nu pot să ajung acolo, că trebuie să fac pasul ăsta, eu trebuie să fac scara asta. Pe mine mă doare, nu mă doare, pe mine nu mai importa, nu ne-am dat importanță câte zboruri trebuie să fac, doar că să merg la cimitir. Să merg pe loc și ala, să știu că e acolo, ca eu să văd ce sunt eu. Cineva spui că e nebună de cap, dar pentru mine era foarte important. Copiii mei mă întrebau, mami, dar tu de ce faci asta? Pentru mine. Eu fac pentru mine. Eu nu știu în ce măsură ea pe mine m-a înțeles, dar deoarece ea pe mine mă iubesc și mă respectă, toată vremea m-a susținut. Și pentru mine a fost foarte important. Asta a fost, de exemplu, când tu mi-ai dat modulul și ala ca eu să-l îndeplinesc. Care e obiectivul? Obiectivul era relația cu mama și cu tata, că eu vrem să găsesc sămânță și ei sau praf și al deasupra, ca să unească acceptarea, că am acceptat ce ai și-o făcut, cu iubirea. Că asta pentru mine era un gol profund. Nu, eu mă gândesc că golul este anterior, care noi uneori nu-l avem, nu are preț. Nu are preț. Tu poți să ai toți banii, tu poți să ai casteluri, tu poți să ai să fii o persoană văzută, apreciată. Dar tu când închizi ușa, rămâi cu tine. Cum trăiești tu atunci? Tu ești liniștit, ești așa cum te faci vedere în fața publicului? Eu am început să lucrez cu persoanele și mi-am dat seama că eu avem nevoie. Eu am făcut studii, sunt coach spiritual, coach business, social media manager, psihoterapeut. Am făcut multe, multe studii și multe experiențe, dar ceva nu ne ajungea. Ceva lipsea. Eu te-am văzut atât de determinată pe pagina Facebook și chiar mi-am permis să te întreb ce poți în... aflu de la tine sau ce poți să dăruiești tu sau să îmi arăți ceva care eu n-am văzut. Tu doar atât ne-ai spus, vină și ai să vezi. Ne-ai trimis anumite videouri. Eu
N-am înțeles mult, că persoanele nu intrau în profunditate, nu spun eu exact ceea ce trăiau acolo. Am fost sceptică, zis că n-am avut nimic de pierdut, eu trebuie să merg. Să merg să văd, sunt eu singurică. A fost o decizie luată în ultima sută de metri, dar când am ajuns acolo ne-am dat seama că era total diferit de ceea ce cunoșteam eu până atunci. Chiar dacă eu am spus că am venit în încheici din curiozitate, eu aș dori ca fiecare din ființă umană care într-adevăr vrea să afle esența de ce este aici și acum să meargă spre sine. Acolo eu avem toate instrumentele, dar nu știam să le punem ordine, probabil. Dar de ce nu știm să le punem ordine? Deoarece e foarte ușor să lucrezi cu alte persoane, dar e mult dificil să lucrezi cu tine însuți. Durerea te protejează. Mi-a plăcut enorm de mult închegiu, deoarece mi-a dat posibilitatea să stau în contact mai mult cu mine însumi, chiar dacă eram împreună cu alte persoane. Experiența asta pentru mine a lăsat un semn foarte important, deoarece au așezat așa cărțile cum nu puteți să le așeze o persoană umană. Am găsit ceea ce căutam, am găsit răspunsul la toate, zicem, întrebările cele care încă nu erau împlinite. Mi-a plăcut extrem de mult izolare socială, retragerea celularelor și să nu ai contact cu alte persoane. Acum realizez cât e de importantă acele prime 3 zile când tu spuneai tăcerea. La început, probabil, unii dintre noi, dar chiar și eu, înțelegem, dar nu i-am dat atâta de mare importanță. Eu acum îi dau mai multă importanță, realizând că acele 3 zile, la început, trebuie doar pur și simplu să te observi pe tine, să observi orice stare ta, orice detaliu din corpul tău. Normal, când vorbești, te distrai, atenția se duce înspre comunicare verbală și nu simțul. E foarte importantă pentru mine au fost exercițiile. E un alt aspect care eu nu l-am mai întâlnit în toată experiența care l-am avut-o până acum, deoarece acolo eu n-am întâlnit teorie cum întâlneam peste tot locul, dar practică, 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 emoții una peste alta. Primele 3 zile au fost răscoleala sufletului. Chiar dacă atunci nu le înțelegeam bine, că erau prea multe, au fost emoții de diferite dimensiuni, de diferite măsură, dar tu ne îndrumai ca să le acceptăm, să le trăim. Și iar mă întorc, izolarea asta, ca să fie acolo, în ambientul cel izolat și protejat de relația socială, îi dau o importanță extremă, deoarece eu am făcut retrageri de 3 zile, de 2 zile, dar n-am trăit experiența asta. În primele 3 zile, când îți răscolești sufletul, tu stai acolo, tu nu ieși acasă. Tu nu ieși afară, tu nu mergi acasă, tu nu ai contact cu alte persoane. Tu le trăiești 100%. Și asta e foarte important. Și următoarele zile, experiența că să te întorci cu privirea spre tine. Asta a fost extrem. E extrem. A fost dureros, dar a fost extrem de frumos. Eu aș îndruma pe toate persoanele care, într-adevăr, au întrebarea: cine sunt în real? Care este esența prezenței sale aici și acum? Să facă experiența asta. Eu, imediat după a doua zi sau a treia zi, am spus:
Nu importă prețul care trebuie să-l plătești să faci experiența asta, deoarece experiența în sine are un preț atât de valoros și atât de important. Eu am avut obiectivele mele, eu am avut obiectivul să-i iubesc părinții în totalitate, chiar dacă nu mai sunt. Pentru că viața noastră, calitatea vieții noastre, îi referitor cum e relația cu mama, relația cu tata și relația cu mine. Nu depinde de partener, nu depinde de soțul care e alături, nu depinde de comportamentul copiilor. Copiii, soțul sau colegii se comportă cu tine exact care este relația ta cu tine, relația cu mama și cu tata. Asta e de bază. Atât e de frumos, dar atât e de plăcut. Și lucrurile se așează așa pe rând. Parcă Bunul Dumnezeu îți eliberează strada ta. Îți dă permisiunea să treci. Exact așa cum mi s-a întâmplat la începutul lui septembrie. Am avut un incident atât de grav, dar poziția mea a fost ca uleiul care a trecut printre pietre. Când a venit și ne-a arătat fotografiile, video și spune, e imposibil ca tu să ieși de aici vie, dar eu nu avem rupt nimic. Eu nu avem rupt nimic și eu sunt sigură că acolo n-am fost eu, acolo a fost o putere enormă, pentru că acea mișcare, acea manovră cu volanul, eu nu puteam să o fac, pentru că eu nu eram conștientă. Asta e o altă demonstrație, a fost că noi nu suntem singuri. Bunul Dumnezeu, Divinitatea, e împrejurul nostru și noi avem totul, totul. Pur și simplu suntem legați la ochi și nu vedem. Noi întindem mâna și luăm ceea ce avem înăuntru nostru. Dar de ce? De atât că trebuie să spunem lucruri la locul lor. Dar e foarte frumos când ajungi în echilibru, să creezi acea relație cu tine însumi și cu Bunul Dumnezeu. No, a fost o enormă plăcere. Într-adevăr, a fost o enormă plăcere. Eu n-am găsit dificultate. N-am Superb. găsit. Toate au fost ceva wow. Eu chiar aș îndruma câte mai multe persoane să facă experiența asta, deoarece ajung să-și recunoască puterea, să-și recunoască dorința, să recunoască cine e el real. E o experiență wow. În retreat-urile sau în retragerile care eu le-am făcut, era multă teorie și se făcea ceva exercițiu. Aici teorie n-am văzut. Nu a fost o 5 minute de teorie. A fost durat că tu îi explicai exercițiul cum trebuie de făcut și atât. Asta dă o valoare foarte importantă. Foarte importantă. Și felicitări din toată inima. Și ție, și anișoară, și doamne Galina. Eu nu știu, nu cunosc truda care este în spate, dar eu aș spune că retreatul respectiv are o valoare incredibil de mare. Incredibil de mare. Nu vorbim de parte economică, aici e tot de parte. Ceea ce recunoști scos la suprafață nu are preț. Pur și simplu nu are preț. Trebuie să trăiești ca să exprimi emoțiile și ele.